Ai un teanc de documente. De unde le-ai obținut? Le-ai xerocopiat și toate același document sau toate sunt documente originale și diferite? Nu, toate documente sunt originale, adică mi l-a dat atunci când avocatul de stat, care eu știu că e gratuit, a plecat la mine și mi-a lăsat toate failele la mine. Vreau să zic așa că pe data de 24 decembrie, revenind din Federația Rusia, unde acolo stau copiii mei, am două copii, Melanie și Mael, am revenit în stat, în Moldova, acasă, că de grabă sărbătoarele, trebuie să am concert la Filarmonica, anul nou, la corporativă, la vama sunt oprit. Și eu nu știu de ce sunt oprit. Sunt oprit, m-am dus la poliția de frontieră, Te-au dus ei? Da, m-au dus. Dacă ești oprit, ești în custodia lor. Da, m-au dus, m-au verificat, după dublu verificare. Eu zic că eu azi seară, eu trebuie să lucrez, trebuie să fac bani. Nu ești arestat pentru că am găsit ceva la tine, dar ce ați găsit? Eu, de la part, n-am știut de ce m-au arestat. Eu am fost în România, am revenit, am trecut vama, m-am dus în Rusia pe 17 decembrie, am venit pe 24 decembrie, sunt arestat. Faptul care sunt arestat este un pic pentru mine obsoletă. Vreau să zic așa, că pe data de 17 septembrie 2018, eu m-am dus pe strada Varlam, lângă piața centrală Varlam cu Ismail, să-mi procur un telefon. Și când intră acolo, la casă, atunci când e un telefon în credit, se sună că companie de credit și trebuie de așteptat, apare un african care nu știa limba și vorbea cu fata de la casă și nu știa limba. El s-a apropiat de mine și îmi întreabă, tu știi limba? Da, dar el e din Africa, știe limba franceză. Și eu am explicat ce dorea om. Faptul că suntem de același culoare, ne-am prietenit. Înfrățit cumva, da, așa. Prietenit prin telefon, da, ce faci aici? Eu trăiesc aici. Eu am luat numărul telefon, fiindcă eu am vrut să pun o cartelă din România în telefon nou, că pe 18 mă duceam la Iași, adică am venit la Orange pe 17, am luat telefon în credit, pe 18 m-am dus la Iași că trebuie să mă întâlnesc cu prietenii. Ce facea băiatul ăsta, viața lui, nu știam. Eu, la mine, pe Facebook, pe WhatsApp, pe Viber, m-a scris fiecare zi multe persoane. Eu pot să stau... Că ești vedetă, da. Da, eu pot să stau aici cu telefoane, cineva mă scrie, eu scrie, ok. Dar stau aici, vorbesc ceva care mă interesează. El mă scria, eu răspundeam, nimic. Ok, vreau să spun că faptul că el nu știa limba, m-a suna și îmi spunea, hai te rog, ajută-mă să chem un taxi. Eu zic, da, eu chem taxi, alo, la care adresă ești? Eu sunt acolo, pe Ismail, ok. Alo, firma, veniți, taxi... Dar Moldova parcă e țară francofonă și chem franceză, nu-l înțelegea nimeni. Dar nu știu mult, nu știu mult. Nu știu mult, am înțeles. Deci l-ai ajutat. Da, eu l-ajutam că da, eu aici unde trăiesc, fiindcă el închiria apartament cu aplicația care se numește Airbnb și acolo se dădea numărul de telefon și mă suna. Sună, te rog, și află dacă e liber sau nu. Eu aflu, e liber? Da, e liber la ora 12. La ora 12 e liber. Bine, mersi. Se duce acolo. Ce facea viața lui? Fiecare zi mă întâlnești cu oamenii și nu știu. Nu înțeles. Dar într-o zi, la el telefonul era stricată și m-a spus, tu nu știi cine, unde se repar. Ei, unde? Du-te-te pe... Ismail sau? Pe asta, pe subteranul. Acolo se face, se repar. Eu m-am dus cu el să repar telefon, adică m-a sunat să mă întâlnesc unde el trăia pe Ismail 88 și am intrat acolo, pe pat era o fată. Viața lui nu mă interesează. Am văzut o fată. Acolo era apartamentul închiriat de el. Da, el a spus la fată, asta e prinț și a spus că asta e Blanche. Am ieșit, n-am stat 5 minute, am ieșit, n-am dus la telefon, am vorbit cu asta master Marin, care se ocupă cu telefoanele și gata, am plecat. Se întâmplă că într-o zi, după masă, mă sună, alo, poliția frontieră vă sună. Da, ce s-a întâmplat? Da, aici este Nana. Eu zic, dar care Nana? Nana care cunosc, asta e băiatul Nana Vidal, care a pierdut soția și copil la explozie de la Reșcanovca.
Nu, este o fată aici, spuneți că vin niște ofițeri după dânsă. Am spus așa, am tăcut și mă gândesc. Ce s-a întâmplat? A, înseamnă că băiatul ăsta cu fata asta a făcut ceva la frontieră. Sau, eu știu ce mai principal, țigări, dar ei că sunt africani, nu pot să trimit țigări în România. Înseamnă că ceva, cu, ceva, cu, ceva fals. A trecut 3 zile și eu sunt la mall cu prietenii, comandăm mâncare, stăm la masă, mă sun. Veniți aici să vă luați rude. Veniți aici în centru. Adică, tot poliția. Da. M-a spus că veniți aici să vă luați fată, e aici nana, vă luați rude. Eu stau cu prietenii, zic că amuși vin, las telefon. Și mai stăm, mă rid, mai beau papi de seată, eram la masă, așteptam mâncare, la mall mâncam. Și la un moment, iar mă sun. Eu zic, m-a scuzat, fata asta, nu suntem rude. Ah, bine, trebuie să ne spun așa, pentru mine se încheia tema. Adică, într-un moment, eu zic, eu îmi dau seama că fata asta era fata care am văzut la băiatul ăsta. Eu zic la băiatul ăsta, eu sun sau scrii, eu cred că fata ta e în centru, eu îți dau numărul sau sună pe dumneai, te duci sau iei pe armeniască. Eu am crezut că birou migrație și azil, că de 14 ani sunt în Moldova, cu băieți din birou migrație și azil, am drujit, cu toți am drujit, câteva suntem prieteni. Și am zis, du-te acolo, da, 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 eu mă duc și după eu stau la masă. Pentru mine tema s-a închis. Vreau să vă spun așa o chestie, că doamna procuror m-a spus pe mine că eu am fugit. Vă zic că eu nu am fugit din Moldova. Da, până la urmă, procurorul ce a deschis o cauză penală pentru că băiatul cel africanul, da, ce făcea? Că văd că el e inculpat aici, da, în ordonanță. În... Faptul că dacă o să citim aici, el așa facea, nu știu cum, facea viza, este poza, uh-huh, viza electronic. Facea viză electronic, fata venea în Moldova, uh-huh, și din Moldova dădea un pașaport fals pe la Turcia cu un altă prieten cu altă identitate. Cu altă identitate ca să trec vama. Dar fata a fost oprit la vama și se ducea în Europa. Că se duce în Europa. Tot și acum el e acuzat de trafic de persoane și dumneata ca și cum alături de el. Da. Doi inculpați, da, sunteți sau mai mulți sau nu știu. Este trei. Este primul numele Ndashi, uh-huh, este el. Eu îl cunosc pe Eric. El m-a spus că numele Eric, dar apar aici alt nume care eu n-am cunoscut. Aha, adică... E, dar și dumneata ai nume lung, câteva nume și poți să-l prezinți unul din 3-4 nume, nu? Nu, dar acolo nu este Eric. Nu-i deloc numele ăsta, am înțeles. Deci el s-a prezentat cu pseudonim. Da, chiar pe Facebook avea alt numele care era Eric Pasi. Bine, și sunteți trei inculpați pe dosar de trafic de persoane. Da. Și dumneata ești arestat de atunci de când ai venit la aeroport. Da, sunt arestat de atunci, de 24. De 24 decembrie sunt. Dar n-ai stat în închisoare. N-am stat în închisoare. Am stat la Țighina 6 câteva zile, 24 până 27. După m-a dat arest la domiciliu, aici unde stau la Barda. Da, vedeți unde stau la Barda. La rude, ca să zic așa. Da, la socru. La socru. La Barda. Și după 30 de zile am fost la judecat, m-a dat... judecătorii de instrucție a decis că să nu fie arestat la domiciliu, dar cu obligația de a nu părăsi localitatea, da, sau cumva control judiciar, ceva de felul. Așa am avut. Dar avocatul m-a scris când am avut telefon, am telefon care nu pot să răspund. Da, avocatul e de treabă, îl cunoști? Avocat nu-l cunosc atare. Eu... E avocat de stat. Avocat de stat. Prima, mm-hmm, avocat de stat care a venit la aeroport, Tatiana Malai, mm-hmm, a plecat, a fugit de la mine tipa că n-am semnat contract, dar eu știu că avocat de stat... Dacă e de stat, i-ai plătit, de stat. E gratuit. Dar și ți-a propus să semnezi contract. Da. Și dacă n-ai vrut să semnezi, a plecat, nu te-a mai asistat, da? Da, a plecat. Și n-a mai venit în instanță, ai fost fără avocat? Din momentul ăsta mă sun doamna procuror. Tot femeie și procurorul, da, e femeie. Prinț, te rog, sună la rudele tale să-ți găsesc un avocat. Eu zic, doamna procuror, telefoanele mele au fost ridicate de dumneitale. Dacă îmi dați telefon, eu pot să găsesc, sun rudele mele, că rudele mele sunt, majoritatea sunt în Africa. Dar eu aici sunt singur, copiii sunt în Rusia, soție în Rusia, cine pot să mă ajut? Dar de ce nu asigur avocat de stat dacă nu ești capabil? Dacă aceea s-o dezis sau dumneata ai renunțat la ea că ți-o cerut faptul, bani, faptul, să-ți dea alt avocat, da, un bărbat, o femeie, faptul, nu contează. Dar faptul, ce te pune să-ți
cumpere avocat. Da, faptul că n-am avut avocat și în acea zi, când a doua zi, trebuia să mă duc la poliția de frontieră la aeroport, ca să verific ceva din telefonele mele, eu după masă am ieșit, m-am întâlnit cu un cumătru, m-am rugat, cumătru, am un problem. El a stat, da, bine, te ajut. Și m-a dat un avocat. M-am dus, m-am întâlnit și am semnat cu avocatul același zi. Mandat, aha. Mandat. Adică... Nu acum de-a mai alt avocat, acum, nu-i de stat. Aha. Nu de stat, am alt avocat. Dar mă doare sufletul că la moment din când am venit, n-am lucrat, n-am bani, mm-hmm, și cum să le întorc... Și încă și te obligă să stai acasă? Cum să le întorc banii la cumătru care el... Adică atâta timp durează... O să dureze încă, o să mult proces, că încă nu-i trimis dosarul în judecată, încă ești arest, da, preventiv. Și mă doare suflet că n-am lucrat, dar cum? Cum să mă pun? Cum? Eu nu știu, eu n-am idee cum să fac asta. N-am idee. Știind când că... expiră termenul ăsta la următoarea judecată, ceri iar control judiciar, eliberare, că deja ancheta se termină, nu? Ce să te țin acasă? Dar știind că nu sunt vinovat, a fost confruntare. A fost confruntare. Între dumneata și ceilalți sau victima? Între mine și victima. Mm-hmm. Aici este o victima, Nana, fata care am ai văzut-o atunci la el. Mm-hmm. Ofițerul de poliție întreabă, credeți că prinț este inculpat? I-a spus... Implicat, adică. Implicat, da. Da. I-a spus că eu nu cred că prinț e implicat, fiindcă dacă prinț era implicat, era să stau cu mine, să mă întreb cum a fost zborul, cum ai venit, mm-hmm, a trecut bine la vama, mm-hmm, tot a fost bine. Dar când te duci, mm-hmm, când a suferit, da, eu am intrat pentru să-l ajut la telefon și am ieșit, am văzut fata odată. Mm-hmm. M-a spus, el a spus, asta e la Blanche, asta e prinț. Atât și atât. Clar. Faptul că eu... Și ai singura victimă sau mai sunt? Este încă un caz, vreau să vă explic. Tot femeie. Nu, un băiat, uh-huh, vreau să vă explic, fiindcă la mine numele apare în două cazuri. Vreau să vă explic că eu pe dată, eu când am fost înainte în Franța și în Franța am avut... Da, călătorești des. Da, călătoresc mult, călătoresc, știi că mă duc, vin, mă duc, uh-huh, vin, asta e viața. Păi, dar ce faci? A? Ce faci? Fac tot ce posibil. Nunți cu mătrii sau... La Moldova nunți cu mătrii, în străinătate, chelner, stroică, tot fac. Maledeți, ca să fac bani, da? Ca să mă mișc. Eu sunt bărbat, nu stiu să stau. Am părinți. Și ai familie de întreținut. Da, am părinți, tate orb, mame handicapate. Acolo, în Congo, da? În Congo, uh-huh, și trebuie să le ajut, sunt primul lor copil superbe. Eu sunt primul și trebuie să le ajut. Corect. Și mă mișc, mă duc în America, lucrez ca chelner, amal, lucrez ca să fac bani. Ai avut vize de America? Da, am avut trei ore vize de America. Amul s-ar putea să riști, să nu te mai primească americanii dacă ai să ai așa acuzație. Asta e. Lovitură de imagine mare. Am trei vize. Am plecat și am venit. N-am în state. Stat. În state poți de trei ori. Am fost în state, în Vermont, am stat cu moldoveni. Ei stau, noi ne dor de casă, dar tu vii și plec. Da, ei lor le dor de casă, dar eu plec și vin și un pic șudă cu mine. Și casa ta nu prea e Moldova, casa ta e hât. Tu câte case ai deja? Ia și zici că familia mică ți-e la Moscova sau unde, în Rusia. Da, în Rusia. Deci Moscova. Ai împlut lumea. Da. Revenim. Numai că acum ești arestat acasă. Revenim la tema care vreau să zic. Da, mai există deci crezi că e o greșeală a procurorilor sau au vreun interes să te bage pe tine, să apăi spăștor în locul altuia? Sau cum e situația? De ce crezi că te țin arestat și te inculpează pe tine? Ce mă doare sufletul? Că eu stau și nu pot să vorbesc cu copiii mei. Telefoanele mele sunt blocate. Dar el care e inculpat, care a scris că pe dosare el a făcut cu pașaport, are telefonul lui în mână. Și liber? Și sta... Nu, el... Tot e în arest la domiciliu, dar are telefonul. Da, are telefonul. Adică, dacă păi poate telefon... și pe ale lui, dacă pe el l-a arestat mai devreme, poate și pe ale lui l-a ținut. Cum avea să afle că ai fost în contact cu el nu, din care, telefoanele care lui? Care m-a mir, chestia care m-a mirat că polițist mă întreabă dacă îmi dai parolă la telefonul lui, tu ai șansă să fii liber. Dar cum să știu eu parola la telefon care nu-și cunosc, care nu al meu? E parola telefonul lui și ei vor să obțină acces la date personale. Trebuie el, cu el să deschidă. Cum el nu a dat parola lui, dar eu am dat parolele mele din toate telefoanele mele, sunt deschis, să uit acolo. Chiar dacă acolo mă scrie o fată care mi-a arătat o țiță, m-a scuzat dacă e așa, au văzut. E, dacă o țiță spate, dacă două arăta, era mai grav. Dar nu e de glumă, mă doare sufletul tare. Înțeleg. Mă doare sufletul tare că, da, apare o situație. Dar ai zis că te-ai adresat la presă. Ai povestit cazul tău, nu?
nu, nu m-am registrat la presă. Dar mi-te plângeai prima dată că ai încercat și nu răspunde nimeni. Nu, nu m-am adresat la... Dar cum de te-ai hotărât să te adresezi la mine, la presă? Asta e cumnata care m-a zis, prinț, tu nu ești nevinovat. Noi te cunoaștem, tu ești mult vesel. Tu cu asta nu cunoaștem. Trebuie de făcut ceva ca să ieși din situație, că tu nu ești așa fel de om. Tu ești vesel, te așa, mai cânt, te mai glumești. Dar cu așa problem, eu nu te ved cu așa hal. Ia ca așa. Eu am fost în Franța, am zis că am fost în Franța în iulie, am avut o durere de masea și m-am dus la urgență la spital și m-a făcut un pansament provizoriu în iulie. Am venit în august să cânt la nunți la sărbătoare și pe data de 6 august, septembrie, 6 octombrie, m-am pornit la București că am un prieten care e stomatolog, știu că dinții sunt scumpe. Și m-am dus la el, frate, ajută-mă. Stăteam prima zi, stăteam la el acasă, intru pe Facebook, ved că clădirea s-a prăbușit. Eu las. Ei, s-a prăbușit în Moldova, nu se întâmplă. Și când m-a scris cineva că nu, asta e Nana Vidal, a pierdut soția și copil, prietenul eu tău. Am plâns, stăteam cu prietenii, plângeam cu lacrimi. Eu zic, prietenii, domnul doctor, eu să vin după din altă parte, altă dată, eu mă duc înapoi în Moldova să-l susțin, că Vidal e un pasant care eu cunosc. Și m-am dus, dată de nou, s-a terminat mormântarea, a fost îngropat, am fost la masă de pomenire, am stat împreună și am mai stat un pic în Moldova, că trebuia să-mi vin un plic din Marea Britanie. Eu în august am lucrat la blocul Sigma într-o firmă care adică trimiteam lucrator care lucrează la Stroica, adică nu, sunt agenție care caută lucrator de șantier, de construcție și eu facem legături cu agenție ca să pot găsi eu și găsesc lucrator să le trimit acolo dimineața, lucrez cu carte de lucrator, toată asta. Deci din Moldova. Aici în Moldova, adică offshore, dar firma offshore. Noi aici sunem țipa că suntem în Londra. Avem oficiul nostru așa, avem tot documente și trimitem oamenii. Dar eu cu agent de firmă am făcut cunoștință și am stat până la WhatsApp să stăm de vorbă toată ziua, toată noaptea. Da. Am prietenit cu o fată de acolo la care m-a zis, prinț, eu vin în Moldova. Eu zic, nu, eu primul. M-a făcut mai hitru. Eu primul vin la tine și după tu la mine. Da. Trimite invitație. M-a trimis invitație. Eu m-am dus, plicul din Marea Britanie a fost trimis pe 17 octombrie. Și a venit, știi, când vama, timpul când fac dosarul, fac printer, mă duc la fiindcă acum Marea Britanie n-are consul. N-are consul, trebuie să trec printr-o agenție, TSL Contact, care îi trimite documente în Varșovia, în Polonia. Vele. Și după asta, după 3 săptămâni, vin la mine înapoi. Și de ce îmi spui cazul ăsta? Că e una dintre victime, a doua, da? Nu, spune cazul ăsta pentru ce? Pentru că sunt acuzat că eu în luna septembrie-octombrie am primit 4.000 de euro. Înseamnă că am bani. Eu când am făcut viză, n-am avut bani. M-am dus la un prieten. Te rog, împrumut-mă 5 minute câteva bani. M-a dat, ei frate, am 700 de dolari, tu pui în cont și trage. Și la mine pe card. Ah, ca să demonstrezi că ai bani, știu cum fac oamenii. Am pus 700 de dolari, am tras, am dat înapoi. Ai extras celălalt de la aparat și îl prezenți la ambasadă, adică ai bani de cont. Am dus la acolo, la firma asta care stă pe Tighina, am lăsat dosarul, pe 8 noiembrie am lăsat dosarul, pe 9 noiembrie am luat autobuz, m-am dus, în sfârșit să-mi fac dinți. Și ai fost iar la București. Și în timpul ăsta să aștept dosarul că să primesc viza. Viza n-am primit. Nu mă doare nimic. Nu e nimic. Dar cum de te-au primit americani și britanici? Nu. Nu m-au primit. Nu m-au primit, nu e nimic. Pentru mine nu a fost nimic. Că călătoresc des, nu, pentru mine nu a fost o durere. Dar vreau să spun că dacă aveam 4.000 de euro de la acuzațiile, eu le puneam în cont în loc să cer de la cineva 700 de euro. Dar ei cum? Ce se bazează că ai primit 4.000 de euro? Există vreun document, vreun transfer, ceva? Eu nu ved nimic. Am înțeles. Eu am citit, nu ved nimic și asta nu știu. Deci până acum nu prea sunt probe împotriva dumneavoastră, decât faptul că te-ai intersectat cu niște oameni și întâmplător, accidental. Eu m-am întâlnit cu un prieten, cu un om,
dar nu pot să zic prietenii, fiindcă faptul când am fost în România, de mult se ocup cu asta. El pot să scap, tu poți să fii închis. Fiindcă tu ești unul din Moldova, uh-huh. o să te închei. Dar el e mafia, deja că are telefon, are lucrul lui, el o să sună acolo, să facă așa. Are avocat. Închiriez casă. Eu aici închiriez casă? Dar cum un străin poți să închiriez casă în, străin, în țara străină? Poți, cum ai zis, Airbnb sau cum îl cheamă. Da. El are stat domiciliu, dar nu lucrează unde are bani. Am înțeles. Deci crezi că acela pe bună dreptate e arestat și a trebuit să fie condamnat, dar dumneata zici că ești nevinovat. Da, el trebuie să fie el cu prietenul care a fost dovadă că au luat 6.000 de euro de la o fată ca să fată să vină, a făcut reclamă pe Facebook, noi putem să vă ajutăm să veniți în Europa. Știu că Africa sunt țările care toți vor în Europa, că țipe mai bine acolo, suntem așa, se întâmplă așa politică, așa, că oamenii vor să vin. Și fata a văzut o oportunitate, a plătit 600 de dolari, de euro la ei, a venit în Turcia, s-a întâlnit cu unul, tot e scris pe dosar care am citit, asta nu am știut. Și a dat pașaport francez la fată și fata a trecut vama când a intrat în Moldova, băiatul a fost oprit, i-a trecut. Și când a trecut, ce s-a întâmplat mai departe, am văzut-o în pat, m-a sunat poliția de frontieră, m-a sunat că s-a venit după să vă iei fata și eu răspund că eu nu sunt rude cu persoana aceea. Eu sun la prieteni, du-te să iei fata, zic că eu mă duc. Da? Deci poate era vreo scenarie a poliției ca să vă prindă în flagrant cumva, de ce te chemau poliția, zvi să-ți iei fata? După asta eu eram la mall cu prietenii, cum mm-hmm. să las prietenii. Da, bă, bine, adică se eram la mall cum să las prietenii. Eu cred, deci nu știi ce aveau ei de bine atunci, de ce te chemau. Da, eu cred așa se face, se scrie în o zi înainte, mâine, la ora tac, dumneavoastră veniți la adresa asta să vorbim. Eu mă prezentam, dar eu stau cu prietenii. Și un prieten care a venit să prezint și soția lui, Guță, pe data de în august o să cânt la nunta noastră, da, suntem la masă și o să le las când am văzut de mult să plec direct să mă duc acolo să iei o fată care... Clar, și ei te-au arestat pentru că te-ai schivat de anchetă. Ei zic că ai fugit de anchetă când ai venit la interogatorii, da? Da, asta a spus doamna procuror, asta a spus doar că eu am fugit, dar eu zic că n-am fugit, dacă fugeam... Vă zic așa. Dar n-ai știut că ești inculpat, că ești căutat. Eu eram în România. Uh-huh. E câteva zile ăsta. Băiatul ăsta, în octombrie și în noiembrie. A fost chiar închis. M-a scris de pe Facebook. Prins, eu sunt închis, nu veni în Moldova. Eu mă întreb la cap, de ce? Hai, te rog, vreau să vorbesc cu cineva repede. Și cineva o fată. Poate nu el o scris, poate o scris poliția de pe telefonul lui, dacă aveau parole și... Da, și n-am răspuns. Adică mie era tot una, dar eu tot... Adică el scrie, el întreb, el era cu întrebare, uh-huh. el era curios. Dar eu eram ocupat. Eu zic, îți spun mâine, amuși vedem. Uh-huh. Da. Acum corespondența odată, asta apare în dosar, ca probe. Da, odată le întreb, unde ești? Închis. Da. Eu sunt aici, el mă sun. Adică eu sunt uh-huh. așa, polițist a deschis telefon și mă sun. Doamna procuror a spus că chiar că el m-a sunat, dar eu cu el ce am? M-am întâlnit o lună, nu sunt prieteni. La mine, în Adnaclasnic sau Facebook, am mai mult de 5.000 de persoane. Sunt persoane care mă sun, ai Guța la o bere. Nu mă duc. Mm. Ai, de ce ești așa? Sau mă duc și se bat joc de mine. Adică, ce fel? Se duc, cheltuiești mult și spun că, negru, să plătești. Se întâmplă și așa? Și asta e foarte rău. Ce am vrut să zic așa? Da, într-o zi, în ziua când am plecat, că taman să-mi fac dinți, da? Cineva, un prieten din Ucraina, așa, un cunoscut tot din Ucraina, mă scrie, am niște prieteni care fratele lor e venit în Moldova. Hai să pot să-l ajut. Eu zic că, frate, eu mă duc în România să-mi fac dinții și nu pot să-l ajut. Hai, găsesc o soluție. Din momentul, știi că s-a întâmplat așa, întâmplător, din momentul că eu sunt în autobuz, eu zic m-a trimis numărul de telefon la băiatul ăsta care a venit din Africa, s-a cazat la hotelul, cum se numește asta, hotel Chișinău, și eu scrie, ei, de ce tu ai venit în Moldova, ce caut tu aici?
Nu-ți trebuie, m-a spus, nahu ți trebuie Moldova, așa am zis, da? Tot în altă parte, nu, tăiat poate partea asta. Ei, lasă, dar și lasă, știe lumea că Guță știe și rusește. Da, și eu spun că eu nu sunt aici, eu sunt în România, dar vrei, dacă vrei un drug, eu îți dau un drug aici, că, adică eu am transmit la băiatul ăsta care cera ajutor, la băiatul cu care m-am întâlnit la Orange. Pentru mine prost. Deci asta e a doua victimă. Adică eu nu știu dacă e victimă sau nu, eu nu înțeleg. Ai zis că mai este o victimă, adică, pe lângă femeie. Da, a doua victimă, asta eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg. Deci aici există documente că tu l-ai trimis pe el la acela care e inculpatul principal. Uite, asta numărul lui de pe telefonul meu, asta numărul lui, sună el, dar nu vorbi despre mine, văpșe. Dar de ce l-ai trimis? Ce știai că acela se ocupă de ceva? Nu, că poate să ajute ceva? Fiindcă eu sunt din Republica Congo. El e din Camerun. Ei sunt din Camerun. A, și că adică se cunosc din aceeași țară, aceeași limbă. Adică voi țara voastră, razbiriți-vă împreună. Să ajute, da, între ei. Eu n-am treabă. Și de atât am făcut asta, dar eu cu trafic, eu nu cunosc. O să-ți fie ușor să explici asta în instanță de judecată. Vorbești românește, trăiești aici, lumea te cunoaște. Dar iată, nu știu de ce ești arestat atâta timp. Dar eu asta am zis. Asta mi-a explicat la procuror. Dar până acum, două luni. Tocmai nici la alegeri nu-ți poți să mergi. Decât eventual să ceri urna de votare acasă sau nici nu vrei să votezi. Două luni stau așa, și ai să mai stai luna asta, de-am, dacă o decizi instanța, trebuie să aștepți să termine luna și să te ducă din nou la judecată, poate în ajun de alegeri sau după alegeri, ca să eventual extindă terminul de arest. Și atunci ai să ceri... De ce? Dar de ce te-a arestat până acum? El a fost... Ca să nu-i influențezi. De ce ți-o luat telefonul? Ca să nu-i influențezi martorii. Ca... Nu, dar eu n-am nevoie de el. Eu n-am nevoie de omul ăsta. Eu n-am nevoie, am nevoie. Interesul anchetei, vor să afle adevărul. Da, adevăr, ascunde mafia asta, primul care a arestat, Eric, care l-a cunoscut. E din ochii, știi că el e mafia. De ce? E din ochii se vede că nu. Păi vrea să afle care sunt complicii. Poate e bine intenționat procurora, nu? Cum o cheamă? Da, bine intenționat, dar Eugenia Zupcu, bine intenționat, dar de ce m-am pus la arest la domiciliu iar? Uite, mă încălzesc doar cu soba asta, de tot iarna. Și ce nu-i bună? Nu-i lumea. Majoritatea moldovenilor se încălzesc cu soba. Ei, în Africa e cald. Da, eu zic de moldoveni și tu de câți ani ești moldoven? 14 ani sunt aici. Tu de 14 ani ești venit, dar de când ai cetățenii? Am de 17. De 2 ani. Abia? Dar tu ești vedetă de mult, de vreo 10 ani. Da, oricum. Nu erai cetățean atunci? Da, oricum, nu. Aveam permis de oricum ieșeam, plecam. Eu am urât din România, mă duceam în România, veniam aici, n-am făcut nici... Eu cu trafic, eu nu știu, să fur, nu știu. Eu cu asta nu... Eu, mai bine, mă duc să cânt la o nuntă, la o cumătrie, la hramul, la concert, neva, să fac un show, să mă duc cu prieteni, cu padruși, să mai cânt, așa. Dar eu viața legal asta, și civilizat, da. Eu viața asta, eu nu sunt implicat, eu nu cunosc așa ceva din viața mea. Deci, interviul ăsta, dacă îl difuzăm, doleanța ta e ca să facă justiție și să nu te țină arestat. Să fiu liber, că nu sunt mafia, nu sunt un bandit. Nu ai de gând să influențezi martori și nu ai de gând să fugi de anchetă, de judecată. Adică, eu pot să udelesc omul ăsta din viața mea, că eu nu, eu pentru mine, uite, eu 5.000 de prieteni pe Facebook, pe etnoclasnic e încă mai mult. Fiecare zi mă scrie, eu mai bine m-am scuzat cu fetele decât cu băieți. Că mai cruta. Ai un defect. Nu, sincer. Da. Trist.